și consumam destul de des și alcool. Am ajuns să beau și pastile pentru că nu vedeam lumina de la capătul tunelului. Divorțiază și cu un copil cine te mai ia? Câteva luni de zile am vorbit pe internet. Era din România, era foarte gentil, de exemplu, tot timpul îmi schidea ușa. Ceea ce eu n-am avut înainte. Mergeam prin sat și îmi schidea ușa la magazin și toate, wow, ce băiat! Mă simțeam importantă, mă simțeam iubită, mă simțeam o femeie împlinită lângă el. Eu foarte mult m-am descătușat cu el. Am am încercat poziții pe care mi de exemplu, soțul meu îmi spunea că nu, asta nu, 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 e păcat. Știa să mă facă să mă simt femeie. Mi-e -mi dor de tine, da? Hai să ne facem schimb de niște poze. Nu m-am gândit eu că asta mai apoi ar putea deveni o armă contra mea. A început, iată aici, șantajul. Știi pozele care tu mi le-ai trimis, cu sânii goi, cu vaginul, corpul tău gol? Eu am să le trimit, am să le pun pe internet. El a zis că eu fac videochat, că eu sunt o prostituată. Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, Reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran. Astăzi vă prezint istoria unei femei care a avut de suferit din cauza naivității sale. Fiind într-o relație cu un bărbat în care avea încredere absolută, ea s-a lăsat convinsă să-i transmită fotografii intime, dar nu s-a gândit la consecințe. Ea a ascuns identitatea pentru a o proteja de noi critici și judecăți, pentru că această femeie a trecut prin momente extrem de complicate. Experiența ei va fi extrem de utilă pentru alte persoane care se pot pomeni într-o asemenea situație. Dar înainte de a asculta povestea ei, Abonați-vă la canalul meu de YouTube și faceți click pe clopoțel. Astfel, veți afla primii când voi posta un monolog nou, un podcast sau un interviu. Mulțumesc tare mult! Prefer ca chipul meu în cadrul acestui monolog să fie ascuns pentru că ceea ce urmează să spun poate să afecteze părinții mei, soțul, copiii, se simtă jenați. În perioada 2013-2015 eram într-o depresie postnatală și post destul de gravă. Asta se manifesta prin nopții nedormite. De ce noaptea? Pentru că ziua preferam să ascund de părinții mei situația în care sunt și consumam destul de des și alcool, am ajuns să beau și pastile pentru că nu vedeam lumina de la capătul tunelului. Uh, și vreau să spun aici că într-o noapte uh, fetița mea s-a trezit, uh, a fost un moment uh, legat de sănătatea ei și uh, atunci uh, a fost așa o realizare că lumina de la capul tunelului este fetița mea. Noaptea uh, adesea consumam șampanie. Eu fiind foarte sensibil, uh, un pahar de șampanie pentru mine era suficient, adică era o chestie uh, în care eu vroiam să văd ce se întâmplă cu mine, adică eu uh, parcă cumva Malina, da, dar de fapt asta era așa o, a, un mit, da, șampania sau băutura tealină, nu, când am luat pastile pentru că fostul soț nu se răspândea de peste 2 ani de zile cu, cu, noi și eu eram studentă, eu cu copil mic, eu nu aveam bani, eu nu aveam bani nici de pampersuri pentru că de unde și am, am, luat și pastile. Nu mai vedeam sensul străiesc, adică eu nu, nu, nu înțelegeam de ce eu străiesc, adică cum? Mi era foarte rușin de părinții mei, ce o să zic când în jurul tău toată lumea vorbește că dacă rămâi divorțiez și cu un copil cine te mai ia? Deci erau niște vorbe de, de, ale satului și de ale bătrânilor care pe mine mă afectau și eu credeam în ele și eu, mă gândeam, o, eu am divorțat. Cum să-i spun mamei mele că eu am divorțat? Ce o să zic că satul? După ce am luat pastile, deci iată în acea, era noaptea, fetița mea era, avea febră și a început să vomite. Eu eram de obicei plângeam la podele, deci eu, eu efectiv, mă culcam pe spate și eu plângeam nu pe masă, nu pe scaun, nu în pat, dar la podele. Eu, 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 era vai de capul meu, să zic așa. Uh, și țin minte că am luat, uh, mi-am scos vreo 10 pastile, nici nu mai amintesc ce pastile erau, dar uh, erau destul de puternici. Uh, și uh, le-am consumat. Uh, când fetița mea s-a trezit, a început să vomite, uh, mi-am dat seama că trebuie să o ajut cumva da. și nu mă puteam ridica de jos. Și în momentul acela, țin -mi minte că aveam lângă mine un, un, vas și am vomitat, deci așa, mi-am băgat degetele da, în, în, gât și am vomitat tot. Deci m-am uitat să fie, am numărat fiecare pastilă, deci pentru mine a fost așa, un, pentru că ea vomita și se neca într-un fel și eu nu mă puteam, eu eram atât de uh, în stare de ebrietate, că eu nu mă puteam ridica de jos, adică eu am trăit până la ea ca să o ridic de pe pierna, ea fiind bebeluș, uh, un an și 3-4 luni, cam așa. M-am tărât până la ea, am întors-o cu burtica în jos ca să nu se nece, da, și am consumat foarte multă apă. Țin și acum aminte că mi-am adus o căldare. Am divorțat pentru că soțul, fostul soț, plecase peste hotare și nu se mai... adică nu se mai răspundea cu noi deloc. Adică îl vedeam activ pe rețelele de socializare, dar nu ne suna, nu avea grijă de noi absolut deloc. Și am întins-o așa 2 ani de zile, am ascuns, de de părinți, de toată lumea am ascuns situația în care eu eram, adică, uite, un aspect, iarăși, cu, în depresia asta a mea, eu nu puteam să am grijă de copil, adică eu aveam noroc de mama mea care gătea pentru ea, adică erau zile când eu pur și simplu nu mă ridicam din pat, pentru că mă simțeam foarte rău, nu puteam nici măcar să o schimb, deci se manifesta așa că lângă patul meu era morman de haine, adică eu o schimbam și le lăsam jos că era bebeluș și le aruncam jos de pe pat și mama venea, le punea la spălat, adică a fost o perioadă foarte complicată. Iată așa îl vedeam da, cu biluță verde că este activ, la început era pe atunci adnaclasnic, clasnic, Facebook, Skype, dacă eu sunam răspundea în prima perioadă, după aceea nu, nici nu mai răspundea și timp de 2 ani de zile a trimis o dată 50 de euro și o dată 100 de euro, deci atât au fost ajutorul lui financiar. Fetița mea a crescut fără pampers. De la șapte luni ea a crescut în pelinci. Asta în perioada în 2013. Tot timpul mă întreb, da, uh, um, pentru că el a fost, nu a fost un copil care o, wow, sunt însărcinată. A fost un copil pe care el a venit și, și l-a dorit și mi-a zis, tu ești pregătit? Uite, eu îmi doresc. Eu exact știu data când a fost, când a fost conceput acest copil și pentru mine este, nu știu, um, cum să vii să, să spui că îți dorești un copil și după aia să dispari. Da? Nu pot să înțeleg asta nici până acum Și cu păreri de rău și până în prezent Folosește copilul ca instrument de răzbunare Adică de nu știu ce Că am pus, că am mers și am dat la divorț Într-o bună zi Eram cu o verișoară de-a mea Și ea văzându-mă în starea asta de depresie Și tot timpul cu ochii plâns Și nu știam Nu știam ce-i cu mine Eram și foarte slabă, aveam 64 de kilograme Pentru înălțimea mea de 1,78 era foarte puțin Și zice trebuie să faci ceva hai eu să te ajut, hai să să-ți fac un cont ceva de socializare, da? hai să-ți fac, nu știu, Facebook sau poate hai să te înscriu pe un site de matrimoniale ceva, adică tu, cum au să te ajute. Ea tot a trecut să un divorț și zice, pe mine m-a ajutat foarte mult. El a făcut de cont, și veneau foarte multe mesaje, da, bineînțeles eu, nu eram urâtă și eram drăguță, arătam foarte bine. Erau foarte multe mesaje, foarte multe cereri de prietenie și iată așa a apărut acolo printre sutele de mesaje un mesaj care era foarte drăguț, a devenit foarte insistent, era un băiat foarte amabil, foarte inteligent, foarte dulce și așa era insistent drăguț, da, Scria mesaje, îmi scria da, mesaje uh, uh, în fiecare dimineață, în fiecare seară și că s-a uh, îndrăgostit uh, la prima vedere. Așa a făcut schimb de numere. Câteva luni de zile am vorbit pe internet. Era super, super drăguț. Era foarte atent cu mine. Era foarte gentil. Deci îmi trimitea mesaje foarte drăguțe de dragoste. Și cumva am a scos asta din starea asta. Și eu la rândul meu, la fel, îi făceam, scriam mesaje, le înregistram cu voce, puneam melodie, făceam diferite placate, da, nu știu cum, pe foi, desenam deci eram și eu, deci ne-am îndrăgostit lulea unul de altul, era din România și uh, vorbea foarte frumos, asta m-a atras foarte mult, uh, deci uh, îmi scria că sunt o femeie frumoasă, că sunt o femeie pe care el și-o dorește, că sunt o femeie cu care el își dorește să, să întemeieze o familie, uh, că îi place vocea mea, da, vocea mea era slăbiciunea lui. Mă încuraja și mă susțineam tot ce vreau să fac eu, da? Adică el era acolo cu mine, el a început să aibă grijă de, 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 noi, da? adică chiar uneori și financiar, câteodată nu era foarte mult, dar pentru mine o mămică care era, nu muncea 200 de lire era bogăție mare, adică și pentru mine era important, da? adică el era bărbatul care în viața lui eu eram sus, eu eram pe pedestal, da? adică eu eram cea mai importantă ființă din, din viața lui. El era la muncă, mă suna, noi eram non-stop telefon, noaptea până la 3-4, noi vorbeam, noi, adică Absolut, toate eu m-am deschis și povesteam toate întâmplările și toate greutățile din viața mea. Și el mă susținea și el tot timpul mă încuraja și eu simțeam o încredere, da, el îmi dădea încrederea asta că uite, eu lângă tine, lângă lângă tine pot să fiu femeia fericită, da? Faptul că eu aveam un copil nu era o problemă, ba din contra, el iubea foarte mult copii și uh, s-a atașat mult de fetița mea, da? Adică și fetița s-a atașat, chiar a început să-l numească că tata, uh, noi uh, a urmat uh, peste câteva luni, am întâlnit real, uh, a cunoscut familia mea, el era, nu știu, în familia noastră el când a venit. Uh, era foarte vesel, era avea glumele la ea, avea un umor, uh, deci era foarte pozitiv, era foarte vesel în familia noastră. El era foarte gentil, de exemplu, tot timpul îmi schidea ușa. Ce, ce eu n-am avut înainte, deci, pentru mine asta era doar, mă uitam în filme sau ce vedeam la alții și mă Doamne, când o să fii și la mine așa? Și acum, oh, venit <gângătă> prințul din poveste, da? Adică la microbus, să ai seama, mergeam prin sat și îmi schidea ușa la magazin și toate, wow, ce băiat! sau vânzătoarea chiar mă întreba, dar de unde l-ai găsit? <laughs> și adică era sau la autobuz, tot timpul îmi dădea mâna când coboram, adică era foarte, chiar era foarte gentil, foarte gentil cu, cu mine, la mașină, deci îmi schidea ușa. Era, era, nu știu, eu eram, mă simțeam importantă, mă simțeam iubită, mă simțeam o femeie împlinită lângă el. Uite că ne-am întâlnit chiar și pe partea sexuală, da, noi eram foarte bine la pat, adică noi, eu foarte mult m-am dezvoltat, eu am descoperit cu el. De exemplu, dacă în fosta mea căsătorie, noi eram tineri și abia ne experimentați și nu, nu știam de unde să o apucăm, e, aici Totul așa au venit, eu foarte mult m-am descătușat cu el, adică eu am crescut da pe uh, și mă simțeam foarte bine ca femeie, da? adică eu uh, am uh, încercat poziții pe care mi, de exemplu, soțul meu îmi spunea că nu, asta nu, 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 e păcat. <laughs> Un moment de lungă durată, da, noi sexul dura poate și 15, 20, jumătate de oră, era preludiu, era, el era foarte bun la pat, adică el era, știa să mă facă să mă simt femeie, da? adică nu era doar, știi, plăcerea lui, era plăcerea mea și apoi plăcerea lui, da? Și în felul ăsta, adică, și eu am, am atunci am aflat că, uite, nu știu, plăcerea asta nu, nu este doar actul în sine, da, nu este doar sexul, este și preludiu. Și eu nu știam în căsătoria mea, de preludiu, adică, era așa, când, el, când, când mi-a zis prima dată de preludiu, eu am căutat pe Google. Adică, chiar și mă ce zici, ce cuvântul ăsta, că foarte des îmi spunea și nu, zic, măi, să nu, să nu par o proastă chiar în fața lui. Zic, hai să-l caut pe Google, ce e asta? Și mă gândesc, băi, cum, cum, se manifestă lucrul ăsta? Și a, am avut curaj și am zis, uite, eu nu, a, eu mi-era frică ce o să zică, nu o să mă lase, pentru că eu înțelegeam că el este foarte experimentat, foarte, foarte bun, da? Și eu așa știi fata de la sat care a tras perdeaua și atât. Știi, Doamne, feriește să, să fie un pic de lumină în casă. Oh. După cunoștința asta, ne-am ne cunoscut familia. Eu ne am cunoscut familia lui, el, pe a mea. Eu, cum spuneam, în, în familia lui eu eram poziționat foarte sus. Adică, părinții lui foarte mult mă respectau. Frații, surorile, bunicii. La mine era reciproc, era, nu știu, o relație foarte frumoasă. Noi mergeam în vacanțe. Eu, care niciodată am fost o singură dată la Ucraina, la Zatoca. Adică, pentru mine, să mă duc la. Constanța sau la Mamaia, la Mare, era vai de capul meu, nu știam, mergeam pe acolo și mă Doamne, ce să calc, <gângă> să nu cumva să explodeze fericirea asta, da? La munte, prieteni foarte mulți care toți mă respectau și mă um, simteam importantă, da? Adică și erau niște vacanțe care și costau, adică nu erau chiar așa cele mai, da? adică vacanțe destul de bune uh, și lux și călătorii și prin toată România, practic am văzut uh, România din cap coadă. În timpul uh, vacanțelor, da, uh, nu, era, nu exista niciodată, uite, un, un moment în care eu să fiu refuzată de ceva, adică dacă eu îmi doresc o haină sau, uite, noi mergem uh, nu știu, hai să mergem la o discotecă, da, să dansăm, uh, care costa intrarea destul. Eu uneori când mă uitam câți bani uh, e la chetă, eu spuneam, doamne, dar mai bine eu mă duc și mănânc acasă, adică de ce eu să las acolo, nu știu, o mii de roani pentru ce, pentru două, trei ori acolo, zic, nu, asta e foarte mult. Fetița mea era foarte bine, el se comporta foarte frumos cu, cu fetița mea. Pentru mine asta era o bucurie enormă. Eu cred că pentru o femeie care este singură cu un copil și când are un bărbat care uh, se atașează foarte ușor, de copil, asta, asta, foarte mult favorizează să te apropii de el și să-l respecti mai mult, da, și să, nu știu, să crească iubirea asta, așa și să, să ți dorești o familie, zici, băi, asta e bărbatul care uite, uite el cum se comportă cu mine, cu copilul meu. Eu vreau copii cu el, adică, da, eu îmi doream copii cu el, pentru că, bineînțeles, eu eram așa, regină, fetița mea la fel, adică, cine nu-și dorește asta? Relația noastră era una la distanță, el fiind în Londra și eu în Moldova. Ne, ne vedeam cam o dată pe lună, el făcea naveta, venea pe 3-4 zile o săptămână Când avea vacanțele mai mari, respectiv venea și petrecea mai mult timp împreună Fetița mea era foarte atașată și ea îl suna dimineața și îi trimitea mesaje video Bună dimineața tati, te iubesc Adică ea de la sine a venit și l-a numit tati da? Adică pentru mine tot a fost un moment așa foarte sensibil și important Uh, și uh, iată, uh, într-una din uh, vizitele lui în Moldova, noi am mers în, într-o vacanță unde a mers și fratele meu uh, cu familia lui, bineînțeles, el a achitat uh, toate cheltuielile, asta a fost un cadou. În drum am trecut pe la părinții lui și uh, eu fiind uh, așa, mă jucam cu fetița cu el, uh, mama lui s-a apropiat de fratele meu și i-a zis că uh, uite. Uh, Că sora ta este o fată, o femeie foarte bună da? și el are niște vicii, da? consum alcool. Eu nu-i văd împreună, așa că ar trebui să fie atentă. Da? Și cam asta a fost mesajul ei. Fratele meu, bineînțeles că a venit, mi-a zis, nu m-a obligat cu ceva, nu m-a pus să aleg, da? adică doar mi-a zis și ca să iau un calcul, da? uite ce a zis mama lui și eu am luat-o așa ca o vrea să ne despartă și am luat o distanță între mine și mama lui că am luat un nume de rău. Asta a fost primul semnal, dar eu nu l-am luat în calcul, l-am refuzat total. Niciodată nu l-am observat să, să, consume alcool în prezența mea. Nu știu ce se întâmplat, atunci când nu eram împreună, dar în prezența mea era bărbatul pe cal alb, da? pe care eu mi-l doream. Și iată, mai veneau așa câteodată, uite, fiind la distanță și dragostea noastră fiind foarte mare și foarte dulce și hai să, uite, mimi e dor de tine, da? Hai să ne facem schimb de niște poze sau și eu am, mi-era am, foarte straniu adică nu admiteam ca eu să trimit poze cuiva goală, dezbrăcată, nu știu să-mi arăt sânii sau să-mi arăt vaginul sau să-mi arăt corpul meu întreg. Asta era, pentru mine era inadmisibil, da? Asta ținea de demnitatea mea, de, de femeie, da? Parcă așa m-a luat el așa cu... că eu m-am revoltat, bineînțeles, m-am supărat, cum pusem să-mi cere așa? Adică eu am luat-o în nume de rău <laughs> și el... Fiind uh, manipulator, da? adică foarte bine m-a trecut din starea asta, m-a scos din starea asta și parcă s-a uitat. Da? Ușor-ușor, uh, da? adică uh, a fost un moment, uh, a revenit totul la normal adică iarăși mesaje, ne întâlneam des, iarăși vacanțe, într-una din vacanțe a venit în Moldova și nici nu știam, a întrebat pe uh, uh, una din rudele mele ce să măsoare, uh, ce număr port la inel și eu nici, adică venea, uh, cum nata mea la mine și da unde ți inelul tău fost de că stai măsoară pe a meu, da? Că vreau să-l lărgesc. Adică, ca să nu-mi dau seama, eu chiar nu m-am prins. De fapt, ei vorbeau și și-a făcut schimb de... Adică mi -a, a dat numărul de la ce număr port la, 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 inel și a mers, a cumpărat cu... Deja erau și nașii pregătiți. <laughs> da? A mers cu nașul și a cumpărat inel și mi-a cumpărat un inel destul de scump, avea și un diamant. Uh, și m-a cerut pe un pod în Moldova. Uh, pe un pod, era vara, foarte drăguț. Eu am rămas uh, șocată și mi-a spus că mă iubește și mi-a spus că sunt uh, femeia cu care el își dorește să îmbătrânească împreună uh, și că își dorește copii cu mine și m-a făcut să mă simt, nu știu, cea mai importantă, Re regină, da? Și totul era așa super, uh, super încântat și eu eram emoționată, nu știam, tremurau mâinile, nu știam ce mână să dau. <laughs> Foarte simplu, dar... Uh, pentru mine era, wow, eu am fost cerut în căsătorie atât de frumos. Uh, bineînțeles că da, și am zis da și am sărbătorit în familie, părinții mei erau foarte bucuroși și foarte încântați că uite, în sfârșit fata noastră și-a găsit un bărbat care o să aibă grijă de ea. Cum am zis, am sărbătorit. Am mers într-o vacanță, și în această vacanță am decis noi. Eu nu puteam să merg în Londra din cauza uh, actelor și nici de cum nu, nu puteam. Așa că, ce să alegem? Uh, am ales cumva o țară de mijloc și am, am ales să mergem în Grecia, el având cunoștințe acolo foarte apropiat. Uh, am mers în Grecia, uh, totul era foarte frumos, am închiriat un apartament, mergeam, uh, am mers iară și niciodată să ajung eu la moarea moartă, să stau eu așa să mă țin apa la suprafață. Doamne, ferește, era doar doar în doar în vise și doar în nu știu, mă uita pe videouri, da, pe YouTube, uh, marea moartă, știi, sau nu știu, Marea Egee sau uh, era nu știu, era foarte frumos, foarte romantic. După logodnă, cumva încrederea mea în el a crescut foarte mare, pentru că eu cumva eram sigur că el este bărbatul meu, da, și eu eram foarte liberă cu el. Respectiv, a venit iarăși, și. Da, fiind la distanță, încă nu eram împreună. Nu lugeam împreună Hai, uite, mi-e dor de tine, mi-e dor de corpul tău da. trimite-mi o poză cu tine uh, Și inițial parcă n-a fost șocul celălalt de, ca de prima dată Adică cumva era, gata, e, e bărbatul meu da? Eu sunt, adică oricum, noi suntem împreună, ne facem dragoste împreună El îmi vede corpul meu, eu pe al lui Adică ce ar putea să se întâmple? Nu m-am gândit eu că asta mai apoi ar putea deveni o armă contra mea și bineînțeles, da, inițial am trimis niște. N-am făcut schimb de poze, da, eu, lui și el, mie, da. Eu poze, nu știu, cu sânii, da, sau vaginul, da, sau dezbrăcată da tot, da, din cap până în picioare, da, goală, da, fără nimic pe mine. Nu erau poze în detaliu, da, cu așa cu mari, dar oricum pentru mine era nu puteam să trimită pozele astea oricui, da? Adică eu mă simțeam în siguranță și, bineînțeles, făceam schimb de poze. El mie îmi, făcea, îmi trimitea videouri, poze cu corpul, el arăta și foarte bine, cu penisul, da? Cu videouri când era la baie, se masturba, adică așa era schimbul ăsta de, de poze, video, da? Parcă devenise o normalitate. După ceva timp, iarăși ne-am întâlnit și am decis să, deja să locuim împreună am mers, pentru că eu nu puteam să merg în Londra, să locuiesc acolo, am mers în Grecia, având cunoștințe acolo el, foarte ușor ne-am încadrat, adică am găsit o chirie, mergeam la mare și la munte și practic în fiecare weekend, pentru că stăteam aproape de mare, noi mergeam la mare. Eu prima dată am gustat acolo fructe de mare care eu doar le vedeam în poze, adică nici măcar nu știam că se mănâncă. Adică eu eram, eram foarte bine, dar ușor încă început. Venea de la muncă, da, bineînțeles că muncea, eu eram acasă cu fetița, nu cunoșteam limba, nu puteam să mă încadrez încă. Și venea de la, de la muncă puțin amețit, da, inițial, așa, câte puțin, și era. devenea scandalos. Era. striga, era nemulțumit, pretenții și nu, nu venea, adică a venit să se culce, dar putea să, să mult să facă gălăgie, până la 3 două, trei ore, adică să fie așa intens și să, să vorbească uneori chiar și urât, să mă numească urât. Foarte gălăgios, scandalos, putea să trântească ușile și mă numea urât, că ești o proastă, că nu gătești, uite cum doresc eu cu carne mai multă sau că prea puțin cartofi, că uite, eu îmi doresc un, un copil și tu nu-ți Ești și că nu ești bună de nimic și trântea ușile. Putea să, da, adică de violență fizică nu am avut, dar în schimb trântea ușile și mă numea urât. Da? Și așa ușor se intensifica. Adică a doua zi când se trezea și cerea scuze, mergea la muncă, venea seara, tot așa, se repeta, uneori era mai scandalos, uh, ne putea să, uneori se strige și la fetiță, da? adică că uite, ești talentată, că ești neascultătoare, că... Uh, adică, un lucru pe care eu înainte nici de cum nu le-am văzut și pentru mine era un șoc, adică eu mă întrebam care ești tu real, cel de înainte de a locui împreună sau cel de acum. Trecea tot, tot mai mult, venea uneori foarte amețit, eu încuiam ușa pentru că el venea și trezea fetița, era 11-12 noapte, venea de la muncă și iarăși mă numea urât. Era nemulțumit cumva, cum poți să faci dragoste cu un bărbat care vine și te numește urât? Bineînțeles că relația asta de relație sexuală, intimă, se răcește da? și venea tot timpul și iată, mă insulta și era nemulțumit că eu nu, nu sunt nu sunt femei în casă, da? Adică nu-ți bune de nimic. În asta se manifesta, adică trântii de uși, cuvinte vulgare, urâte, și pe zi ce trece, tot mai intens, tot mai intens, tot mai mult venea uneori, și ziua era deja, nu-și mai cerea scuzele dispăruse. Uh, am avut mare noroc, uh, fratele meu venea uh, dintr-o țară și a trecut uh, în tranzit prin Grecia și s-a staționat câteva săptămâni la noi mm, Bineînțeles că când a văzut lucrurile astea a rămas șocat și a zis, uite, eu nu știu ce e acolo, dar eu te urc în mașină și te iau acasă. Este inadmisibil să... Era început, deja muncea, dar banii acasă nu venea, nu aducea, se ducea, pe, stătea noaptea pe la baruri. Venea acasă, eu bineînțeles sunt cu ea mușa, trăgea de uși, mi-era frică să nu mă lovească sau și dormea uneori chiar și afară, era bine perioada caldă, da? Fratele meu a încercat să comunice de ce se întâmplă lucrurile astea, adică ce s-a întâmplat, pentru că și eu te cunosc, adică tu nu ești cel care noi te-am cunoscut înainte. Poate ai nevoie de ajutor, poate ceva, nu știu, nu cunoaștem noi. Absolut uh, refuza să, să spună că are ceva. Era pur și simplu, el, el asta, asta era de fapt el uh, și asta era viața lui. Și uh, acum și-a arătat uh, că el de fapt consumă alcool, că el... Uh, este violent verbal. Iată, a fost într-o bună zi când a venit și da, a tras de mine, da, nu m-a lovit, dar vrea să facem dragoste și bineînțeles că l-am refuzat și m-am împins și am căzut și în momentul acela am înțeles că am făcut legătură cu ceea ce spunea mama lui, cu ce a spus în trecut. Am sunat-o pe sora lui și am întrebat-o iată ce s-a întâmplat poate este o problemă în familie și el din cauza asta cumva știi uneori oamenii când au o, o problemă și camară, cum se zice la noi și mă gândeam că are nevoie de ajutor și spune nu și ea atunci mi-a zis dar el când era la Londra consuma alcool adică ce tu nu știi lucrul ăsta tu... zic dar eu niciodată nu, nu mi-am dat seama adică la telefon niciodată, niciodată mi-am dat seama că el zice da dar el stă seara și de câte două, trei, patru sticle de berii, poate să le consume și zice, cine știu, că el consumă alcool, și atunci am înțeles că el asta de fapt este și că tot romantismul și toată iubirea aceea care era doar o iluzie și eu îl făceam bărbatul pe care eu mi-l doream, de fapt nu, asta era dragostea, știi când ești în extaz și tu vezi doar părțile bune, tu refuzi să vezi negativul lui, fiecare avem defectele, da? eu vedeam doar ceea ce este pozitiv. Eu nu, eu nu înțelegeam, eu eram atât de oarbă și atât de naivă și atât de proastă că eu nu înțelegeam la telefon că vocea lui se întinde. Adică și nu a fost o săptămână, două, a fost luni bune la rând. Da? Um, uh, iată, așa, deja noi nu mai aveam nici, nu mai făceam dragoste, eu nu puteam să fac. Pentru el, pentru parcă era normal, da? Și ce? Dacă eu ieri te-am numit o proastă sau te-am numit, nu știu, vacă sau nu știu ce, azi facem dragoste și să spun te iubesc. Nu, nu se leagă. La mine nu, nu putea fi deschiderea asta. Și atunci el foarte mult se revolta că eu uh, refuzam în pat. Din ce în ce mai mult noi ne-am distanțat, noi lucream împreună, dar nu dormeam în același pat. La fel era foarte violent verbal și venea în stare de ebrietate. Așa că eu am decis, cât era fratele meu, am zis că unica șansă ca să eu să ajung acasă, pentru că eu nu știam cum să ajung din orașul acela, ca să ajung în Moldova trebuia să parcurg o distanță foarte mare până în capitală ca să iau un autobuz sau un avion, dar nici bani nu aveam pentru că noi, locuia, noi trăiam pe, pe pe bani de la o, o, zi la alta, adică deja el nici nu mai muncea, se ducea doar să tea în baruri, dar de fapt nu mergea la muncă și era fratele meu și am zis că eu merg acasă, fratele meu nici nu intenționa să plece pentru că văzut situația și nu putea să mă lase acolo, așa că într-o bună zi am, a venit fratele meu și a acum te îmbraci, e, ea e fetița și mergem, mergem acasă, Uh, el a venit, uh, a văzut că noi ne pregătim și uh, și a cerut scuze, a implorat că uite da, are o problemă și așa are perioade și el hai să merg să chiar a acceptat să meargă să se codifice, da? Să, ca să nu mai consume alcool. Bineînțeles, a mers și el la Moldova și atunci, acum peste ani zic, doamne, ce proastă am fost, de ce nu l-am lăsat acolo și l-am l-am luat cu mine la Moldova. Primul lucru când am ajuns la acasă, în Moldova, am început să căutăm și să aflăm cum putem să, da, să meargă să se codeze. Când am ajuns din ce în ce mai aproape de moment, chiar aveam și programare la Chișinău, dar trebuie să plec urgent la Londra. Respectiv am anulat și nu s-a mai nu s-a mai codat. Eu deja din Grecia știam că relația asta este toxică, că, nu știu, adică i-am dat o șansă, dar în, dar în același timp eu eram sigură că nu, noi nu se funcționează Eu așa bărbat lângă mine nu, 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 nu văd, nu vreau, nu-mi doresc, adică cum? să mai faci și copii, având și încă o fetiță, zic, exclus așa ceva. Și am început să-i spun, uite, așa lucrurile la noi nu poate să funcționeze. Hai fiecare pe drumul lui, da? Este o relație în care tu îți faci rău, nu știu din ce motive, și, și, și mie mi, mi este rău, da? Adică, ambii suferim din chestia asta nu, nu sunt o femeie potrivită pentru tine. Așa a refuzat, iarăși m-a luat cu lugu-lugu <gângălă> cumva și a mai, a mai, mers așa relația de la distanță până într-o bună zi l-am sunat și am zis gata, uite, din acest moment tu ești tu și eu sunt eu. Nu mai avem nimic în comun. Am mulțumit pentru, pentru momentele frumoase. Își cerea scuze, spunea că nu o să se mai întâmple, că uite, vin acasă și mă codez și nu o să mai consum alcool și nu o să mai fiu violent și uh, o să fiu așa cum, cum tu mă cunoști. Da? Uh, eu știu o chestie care eu cred foarte mult în ea că, și cred că are, ști, e și un proverb, dar uh, părul schimbă, dar în și am zis, nu, odată ce s-a întâmplat lucrul ăsta, nu o săptămână, dar timp de vreo trei luni, la zi, trei luni de zile tu ai consumat alcool și ai fost atât de agresiv, violent, nu, nu, nu pot să dau o șansă. Și de aici eu am blocat toate, toate numerele de telefon pentru că el mă suna insistent și el era, iată atunci, eu, am, eu atunci la mine s-a deschis, parcă luat o, nu știu, o pânză din fața mea. Eu îl înțelegeam că el este consumat la telefon și mă duc, cum de eu înainte nu l-am înțeles că el iubirea asta, da? Uh, și atunci înțelegeam că era în stare de ebrietate uh, și își schimba numerele. Eu îl blocam, el își lua alt număr, își făcea WhatsApp, Facebook, cu diferite nume, îmi scria, mă căuta, adică uh, insistent, așa a durat câteva, câteva săptămâni bune, când am văzut că eu nu, adică nu merg deloc, nu ies la întâmpinare și nu îi răspund la niciun mesaj, absolut. Îmi scria, vedeam că este el, blocam, nici măcar bună nu spuneam. A început, iată aici, șantajul. Și mi-a scris personal, dacă nu vorbești cu mine, știi pozele care tu mi le-ai trimis, cu sânii goi, cu vaginul, corpul tău gol, eu am să le trimit, am să le pun pe internet, am să trimit la familia ta, la prietenii tăi și o să vezi tu ce o să pățești. Inițial, bineînțeles, m-am panicat. Adică, wow, mă gândeam, cum o să ajungă fotografiile acestea la, la părinții mei, la prieteni, la, nu știu, era, eram în panică. Uh, dar m-am gândit că, nu știu, poate glumește sau poate chestia o știe, uneori omul vorbește, dar nu face, adică poate că vrea să mă întoarcă înapoi și bineînțeles că am zis nu, poți, poți să faci ce vrei, noi, eu cu tine nu vorbesc, noi nu avem, nu avem nicio tangență de, împreună, da? de acum înainte. Uh, și când a văzut că eu l-am blocat iarăși pe, de pe contul celălalt de Facebook pe care el mi-a scris, i-a scris uh, unei surori de, uh, de ale mele da? Dacă nu răspunde la telefon în decurs de două ore, aceste poze vor ajunge la părinții voștri Bineînțeles, eu eram la muncă, telefonul era nu era în mână. Sora a venit la muncă, roșie pe față deschide telefonul, răspunde la telefon că dacă nu răspunzi, pozele o să ajungă la părinții noștri. Și zic, deja mi-am dat seama, am deschis, am văzut, mi-a arătat mesajul că i-a scris ei. Eu zic, blochează, nu răspunde nimic, blochează și nu răspunde. Deci a văzut că nu, în câteva ore pozele au ajuns la, adică părinții mei au primit iarăși poze dezbrăcate, alte poze, mai erau și trucate, mai erau adăugate că fac video chat, chiar i-a scris și i-a sunat personal pe părinții mei și i-a spus că, uh, pentru că părinții mei tot era un șoc, de ce tu ai de ce să te desparți, adică este bărbat, uh, adică cum? Și mai ales bun, îi spunea că se mai întâmplă perioade în viață când toți avem cădere, adică cumva ei erau să-i să dau o șansă. Și uh, am rămas șocați când el a zis că eu fac videochat, că eu sunt o prostituată mm, și a trimis poze cu mine. Și ele mai erau acolo și în frumusețate și trucate și părinții mei, bineînțeles, că au rămas în șoc. Uh, m-au apelat. Inițial... Uh, așa, un pic m-au luat pe sus, <laughs> m-au certat, uh, Uh, au venit la mine, au venit la mine personal, adică nu pe telefon, am discutat, uh, uh, mi-era foarte frică, da? mi era frică să nu uh, să nu dea afară, da? Cum să, să nu rămân în să Nu se zică de mine, mi era foarte frică, când zis că noi venim la tine, noi în două ore suntem la tine, ce puteam să mă gândesc, adică mă gândeam că... Zic, o să mă bată, zic, am 20 și ceva de ani, zic, o să și o bătaie cu și zic, a... au venit, am, am discutat spre uimirea mea foarte calm, bineînțeles că erau supărați, bineînțeles că erau și ei stresați și erau în panică că, uite, ar putea pozele să-ți facă mult mai mult rău, dar eu am avut susținerea lor, pentru că ei mi-au zis, indiferent de ce faci tu, tu ești fica noastră. Uh, și uh, orice problemă noi avea, uh, tu poți să vii la noi și să discuți cu noi. Uh, și aici parcă eu un pic m-am așa, m-am uh, liniștit pentru că am primit susținerea părinților. Scopul lui era ca să mă certe cu părinții, eu să fiu pusă într-o situație în care, da, grea, să nu, nu știu, să nu am susținere, să fiu certată și cumva să n-am la cine apela și să-l sunt pe el: să zic, eu am nevoie de ajutor, hai, cumva, să fiu. E la Unica Speranță. El așa a luat acțiunea asta, da, către părinți. Când a văzut că nu merge nici cu părinții, a mai trimis și la celălalt frate și la, la toți frații a trimis poze și același mesaj, da, la familie: Că fac video chat, că sunt prostituată că iată pozele mele, ele le încărcați pe niște site-uri, ceva engleze, da? Ca iată pozele mele stau acolo și nu s-a oprit. A văzut că nu e nici cu, nici cu familia, nici cu uh, frații mei, da? Eu uh, țin să spun că îmi puneam alarma noaptea, din oră în oră. Pentru că el mai posta și făcea conturi noi, și posta pe pagina mea, da mă eticheta, și bineînțeles că apărea postarea pe pagina mea și îmi puneam alarma din oră în oră ca să mă trezesc să verific dacă nu scris ceva la comentarii, da, putea să atașez o poză și să scrie sau să facă el o postare de pe conturi și intram și verificam dacă nu este nimic postat. Asta a durat mai bine de jumătate de an, iată așa, șantajul ăsta pe telefon, pe diferite numere de telefoane. Deja părinții au văzut că nu merge, și a scos planul B da? și a început să a trimis un, un mesaj pe pagina primăriei localității în care eu locuiam și asta a fost foarte dur pentru mine pentru că, vă dați seama, e un sat întreg și eu când am mers, eu când am văzut postarea era noaptea, am sunat repede primarul și mi-am zis că acum era trecut de 12, mi-am cerut scuze că cine sună după 12 noaptea? Am sunat la primar și am rugat să fie ștearsă acea postare. E, bineînțeles că el era acolo de dea detalii, de exemplu, și din familia noastră Noi având, având în familie o activitate care și părinții mei erau foarte respectați, erau foarte cunoscuți și multe detalii din activitățile noastre care erau doar ale noastre Uh, și s-a început aici, uh, încearcă tu să convingi uh, 3000 de oameni că eu nu fac videochat și că nu sunt prostituată Sau că ceea ce a scris el în postare, uh, adică eu uh, jumătate de an nu am fost în, în sat pentru că uh, îmi scriau și mesaje în privat tu ai văzut, tu ai văzut ce a scris asta, tu ai văzut, dar ce faci tu? Sau mesaje de, care mă jigneau, da, jignitoare la adresa mea, oameni care pur și simplu nu mă cunoșteau, dar au căzut și din prima au venit și au aruncat în mine cu mesaje, da. Părinții mei, la fel, au suferit foarte mult pentru că ei erau în, în, în sat și ieșeau la magazin, la poștă. Nu toată lumea are, un, poate să înțeleagă unele lucruri, da, cu că sunt niște poze trucate sau că situația este așa, este destul de greu. Uh, și a, a, fost greu și pentru ei, dar uh, eu eram foarte calmă în ciuda la toate astea. Eu știam că eu nu fac lucrul ăsta. Eu știam că eu nu sunt o prostituată, eu știam că nu fac video chat și uh, eram foarte calmă. Uh, foarte mult m-a ajutat în perioada asta uh, să știi că mă încercam diferiți psihologi, nu mă regăseam. Uh, dar uh, uite, mă calma foarte mult mersul la biserică în acea perioadă. Uh, și am mers, mergeam la biserică, pur și simplu intram în catedrală și era, nu știu, o, parcă mergea o eliberare de toate emoțiile negative și știam că eu sunt corectă și ce eu nu pot să stop gurile la 3.000 de oameni sau, nu știu, la mai mulți oameni. Ei pot să creadă ce vor despre mine, asta o să dureze uh, o jumătate de an, după aceea o să vină alt moment și o să discute de acel moment eu pur și simplu l -l lăsam să treacă așa valul, l-am acceptat foarte calm, fără ca să mă pun să mă lupt cu valul, da? dar pur și simplu am stat calm. Când veneau val de mesaje de nestea că uite, a trimis și la primar și la secretar și la nu știu ce prin sat, luam un pahar de apă, asta foarte mult m-a ajutat, mă așezam pe un colț de masă și spuneam, îmi spuneam mie singură, uite, ai o problemă? Da. Poți face ceva pentru asta? Nu. Atunci ce este complici? De ce eu să mă înnec în el și să cad în depresie și în stres și să plâng când eu nu pot să fac nimic? Poliția de la noi cu așa ceva, pentru că am mers și la poliție, încercam să cumva, mai ales fiind în altă țară, el fiind și de altă origine, era foarte, nu, cadrul, cadrul legislativ la noi Nu știu câți ani trebuia să dureze și asta nu, 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 asigura că eu ieșeam din asta, adică a mie mi se cumva asigura liniștea și pacea. Deci nu, nu era o o variantă deloc. În toată perioada asta nu am răspuns la niciun mesaj. Adică de fiecare dată când venea un mesaj, pur și simplu bloc blocam. Chiar dacă erau niște amenințări foarte grave și foarte dure. După runda asta, dacă eu îi zic că a fost în trei runde, da. A văzut că nici cu, da, n-a reușit să ne strice cumva faima, reputația, da. Știind că pentru noi era important. Eu având o fetiță din altă căsătorie da, Am mers la direcția asistență socială Și a trimis și acolo niște poze Eu având custodia Și a trimis acele poze Iarăși că sunt că iat, aveți așa un caz Un dosar da, Unde mama Deci are custodia asupra copilului Dar iată ce face mama Mama face videochat Este prostituată Cum puteți permiteți ca un copil să se află în custodia unei asemenea mame. Având o relație foarte apropiată cu șefa de acolo, da, cred că am avut un noroc, da, aici. Că dacă nu era, cred că era mult mai grav. M-a apelat și mi-a zis, uite, eu am primit așa mesaje, eu înțeleg că asta nu este real, că înțeleg că acolo îmi dau seama că sunt niște și trucaj este, dar este și corpul tău, n-ai cum să negi m-a întrebat, o să uite, spunem tot ce este, pentru că el poate să meargă mai departe și atunci eu nu ți pot ajuta. Adică ar fi șanse că el să, să, ajungă pozele astea mai departe și ție să-ți fie pur și simplu luată custodia. Este foarte greu să dovedești că tu, adică, îți dai seama, asta e, e, e timp, asta e sănătate, asta cum lucrează pe partea asta la noi în Moldova, um, nu știu, e foarte greu. Na, și uh, aici tot a fost un moment foarte greu, pentru că eu am intrat în panică, pentru că el m-a amenințat că uh, o să-mi ia fetița, și pentru o mamă, când îți te amenință cineva cu așa ceva, bineînțeles că este foarte, foarte plângeam. Uh, parcă parcă să cad, uh, să comunic cu el uh, numai ca să nu ajungă să adică ca să nu transmită pozele, este mai departe, adică era un, era un moment atât de moment de slăbiciune când uh, uh, așa i-am lăsat deschis chatul pentru ca să scrie mesaje, ca să nu uh, numai, cumva să, să nu trimit pozele astea mai departe, da? pentru că el a ajuns și la fostul soț. și fostul soț m-a amenințat și el că uh, uite, eu am iau copilul uh, și uh, pur și simplu uh, era totul foarte tensionat foarte încălcit, eu nu știam de unde să o apuc, nu știam la cine să mă adresez. Mai căutam eu anumite instituții, organizații în Chișinău care ar putea să mă ajute. Am mers, în momentul ăsta am mers la un avocat care pur și simplu mi-a ridicat așa de nume și mi-a zis că... Pe, ai să bani numai. Adică este foarte complicat ca să-l găsești pe dânsul fiind în altă țară. Asta poate durează să dureze foarte mult timp. Fostul soț, era Avea Lunar să achite pensia alimentară Și pentru el Asta era Adică faptul că el Achită pensia alimentară Nu era bine, da? Lui nu-i plăcea chestia asta Am fost apelată într-o zi de fostul soț Și mi-a zis că uite, au mai ajuns niște poze la mine Uh, și dacă tu, uh, uite, nu vii în locul celălalt, la ora aceea, da, pozele astea, eu am să merg și am să dau un judecată, Și, uh, adică custodia, uh, am să-ți iau fetița, am să-ți iau copilul, am să-ți iau fata și gata. Să merg la un hotel cu el ca să facem sex. Uh, deci, uh, iar aici venea alt șantaj, adică aveam un șantaj pe de o parte cu pozele și altul de la fostul soț ca să mă întâlnesc cu el. Uh, mi-a luat ceva timp ca să analizez situația, ce să fac, cum să mă comport pentru că era destul, adică eu eram gata, iată aici, eram gata să mă duc numai ca să nu ajung pozele da, în, 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 în instanță de judecată. Paralel, el a trimis, iată, a trimis niște poze la o bună prietenă de-a mea. Ea nici o secundă nu a crezut în cele spuse de el, ba chiar m-a sunat și și-a propus ajutorul a fost aproape de mine și mi-a zis, nu, tu ce? Tu, ai, unde e demnitatea ta? Unde e tu, tu, atâta timp ai, ai, trecut peste atâtea, acum să cazi la un șantaj de la fostul tău soț, să te duci să te vinzi? Nu! Ce putem face? Rămâi ferm, uite așa cum tu ai refuzat și ai blocat până acum, așa și acum. Nu răspunde, spune nu tu o să reușești să ieși din asta. Ea foarte mult m-a susținut, ea inclusiv o trimis mesajul, eu, eu, eram gata să merg să mă întâlnesc cu el, adică la hotel, numai ca să nu ajung și mă gândeam, făceam planul să iau telefonul, să șterg pozele, adică mă gândeam cum să, să șterg acele dovezi de acolo. Uh, și uh, am zis nu, când uh, așa uh, am avut, că și aici un noroc, nu știu cum, așa că el uh, nu a ajuns să meargă cu poze. Am zis, asta de judecată, pur și simplu am refuzat. Am închis telefonul, l-am blocat și pe fostul soț, adică cu toate că mai aveam legătură, pentru că eram într-o perioadă în care uh, aveam niște uh, probleme legate de ieșirea din țara fetiței, și cumva aveam tangențe pe la judecată. Uh, și l-am blocat uh, um, și am zis că uh, am sunat un, un avocat un, cu o cunoștință de a prietenii mele și i a spus situația. El este foarte cunoscut și a spus nu, nu, a, nu, atât de ușor să iau un copil de la o mamă. Nu e așa cum zice el, adică au niște poze și ți-am luat copilul. Asta este, asta e ceva foarte grav. Deci, dar dacă tu știi că ești corectă și că tu n-ai făcut asta, zici tu, tu, accepta asta și o să scoți de bani, te, o să scoți atât de mulți bani pentru ca prejudiciu Uh, zic uh, relaxează-te, noi, dacă o să fii, uite, eu am să te ajut, s-a deci nu am mai dat și sos, sos, nu am mai sunat, nu m-am mai amenințat uh, absolut cu nimic. În schimb, șantajul cu pozele de la uh, logodnic, încă mai, fostul logotnic, da, adică mai, uh, mai continuau, a ajuns, a văzut că nu reușește nici la fostul soț, nici la direcție, nici a venit în Chișinău și a început să mă urmărească știind că eu lucrez da, în anumit, în anumit domeniu, mergea pe la toate locațiile și aștepta să vadă cumva poate când e sau să-mi vadă fetița, adică el deja a început să treacă la o altă etapă, dar nu știu ce își dorea în realitate. Uh, și uh, a, a sunat, a văzut câteva zile uh, că, nu, uh, nu răsp că nu nu mă găsește ha, În Chișinău sunt foarte multe instituții de genul ăsta, adică îi trebuia foarte mult timp A sunat pe numărul de fix la părinți ca să dea un semnal că este în Moldova, să ajungă la mine semnalul ăsta Respectiv, mama s-a panicat mult și a zis că acum trebuie să sună la poliție, că îți dai seama, dar vine... Ce -ți face el? Dar te, te omoară acolo, prietenii și pe copil. Deci nu, hai să acum trebuie de făcut ceva. Ea a sunat la uh, poliția din, uh, din Raion, uh, ce să facă? Uh, atunci poliția a spus că uh, trebuie să suni în altă parte, adică noi nu putem face nimic, noi putem doar să sunăm pe numărul de telefon și să-i facem o preîntâmpinare. Voi nu aveți dovezi fixe că el vă o atacat cu ceva sau a făcut ceva rău. Și uh, în felul ăsta, mama m-a sunat, am sunat și eu la rândul meu la poliția din, de aici, din Chișinău. Uh, la fel mi-au zis și ei că doar poate să-i facă o preîntâmpinare. El a fost sunat pe numărul de telefon și a fost făcută o preîntâmpinare că, uite, dacă te apropii, da, urmează, uh, uite, altceva. Uh, și uh, Cred că asta l-a pus un pic în gardă, pentru că el a plecat din țară. În schimb, m am mai sunat în aceeași, în aceeași zi, totul s-a petrecut într-o zi la o organizație care foarte mult m-a ajutat, un psiholog, și m-a ajutat să rămân calmă, pentru că eu, în momentul în care am aflat că este și nu m-am panicat destul de tare, mi-era frică să nu ieșeam din casă, <laughs> pentru că mi-era frică să nu vină să-mi facă ceva rău mie sau fetiței. În tot acest timp, mulți... Mulți din prietenii mei, pentru că îi cunoștea personal, au primit poze, unii dintre ei pur și simplu nici măcar n-au stat să întrebe ce s-a întâmplat, dar iar, poate putem să te ajutăm cu ceva, adică pur și simplu au dispărut din viața mea, adică total m-au blocat de pe uh, toate rețelele socializare, rudele mele... Uh, Multe din ele, la fel, nu mi-au comunicat uh, mult timp, mulți ani, adică m-au șters din prieteni că au zis că îi stric, stric reputația neamului. Cu toată sinceritatea, am rămas cu o singură prietenă și am, în acea perioadă am realizat că prieteniile au termen de valabilitate și unica ființă care poate să mă ajute pe mine sunt doar eu, eu însumi și uh, verișor și din sângele tău toți se întorc cu spatele, adică fiecare se gândește la, 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 la sine. Am înțeles că um, Uite, alături de mine a fost doar uh, părinții mei uh, și frații mei uh, și o singură prietenă. Din toată această situație regret că am fost naivă și, și proastă da? și am primit aceste poze pentru că uh, mai târziu ele au fost folosite ca, ca o armă contra mea. Este folosită contra mea. Eu singură mi-am făcut mie rău. De deci, aceea vin cu... Eu sunt sigură că foarte multe fete, femei... Sunt în situația aceasta și continuă să, 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 adică nu au curajul să iasă din, să pui punct și fiți atenți în general pe, Nu trimiteți poze absolut nimănui, fie că ești tu căsătorită cu el de 20-30 de ani Atâta timp cât există riscul de măcar un procent ca el să ajungă în altă parte Uh, nu faceți acest lucru. Omul care, care te iubește, te iubește așa cum ești tu Și, nu, și uh, înainte ca să trimiteți niște poze care vă cere cineva, analizați și nu vă expuneți riscului uh, uh, de a fi supuse apoi unui, unui, unui șantaj, unui, unor amenințări Uh, care uh, pot uh, aduce consecințe grave. Tot ce este pus pe internet, chiar dacă el este șters, că îl șters postarea aceea de pe Facebook sau aceste poze, uh, ele oricum pot fi. Uh, uh, ele rămân acolo în internet poate fi spars contul sau poate fi furat telefonul și există riscuri ca aceste poze să ajungă pe mâna altcuiva și să mai treceți printr-un șantaj sau să treceți iarăși printr-o perioadă tensionată și complicată. Eu căutam istoria asemănătoare pentru ca să poate găsesc, gă să găsesc o soluție. Da? Acum au procedat alți oameni, alte femei în, în situația mea cu păreri de rău nu am găsit nimic, de aceea astăzi sunt aici nu pentru ca să, nu știu, să, să mă mândresc cu să devin populară sau să devin cunoscută, dar doar pentru că vreau ca dacă cineva este în aceeași situație ca mea, să prindă la curaj, și să știe că nu, sunt soluții, că există oameni care au trecut prin aceste situații și chiar dacă nu aveți susținerea celor dragi, sunt organizații în Chișinău care îți oferă un minim de ajutor psihologic, un minim de ajutor juridic Pentru fetele, femeile care sunt în, în situația mea, nu dați curs acest, acestor amenințări și șantajuri. Ignorați. Da, este greu, dar ignorați. Pentru că poate asta să dureze, nu știu, o lună, două, trei, un an, după aceea agresorul oricum cedează. Când tu rămâi hotărâtă și așa încrezătoare în tine, Trebuie să găsești, să găsești încredere, atunci, la un moment dat, se, se liniștește, se liniștesc apele nu este o soluție să, să răspunzi cu aceeași monedă. Eu puteam și eu, la rândul meu, să public poze, să-i să să fac rău, dar asta însemna că eu răspund uh, cu aceeași monedă, mă cobor, mă cobor la același nivel și uh, a, în cazul ăsta, uh, niciodată nu se termine acest o să fie așa un, un infinit, un șantaj infinit. Acum uh, sunt bine, sunt recăsătorită, mai am o fetiță, uh, sunt, uh, sunt fericită, uh, alături de un bărbat care este natural, este așa cum este el. Toți avem defecte, le cunosc. Îmi asum această alegere pentru că eu îi cunosc și el îmi cunoaște atât părțile pozitive cât și cele negative. Fiecare de avem defecte, doar că este important pe ce ne focusăm noi și nu trebuie eu să îl educ pe el și să-l învăț, trebuie el din dorința lui. Și atunci când noi ambii avem un un punct comun și noi ambii mergem către acel punct, toate provocările care vin în viața noastră, ele trec mult mai ușor. Pentru că noi tragem de aceeași, de aceeași funie. Sunt acum cu a, picioarele pe pământ, cu capul pe umeri, sunt mult mai atentă, poze nu trimit. Pentru bărbații care Acționează, dacă cer poze, nu este demn și ajung să, să mai și șantajeze, da? nu este demn de un bărbat. Cuvântul bărbat înseamnă putere, înseamnă uh, inteligență, înseamnă mult mai mult decât uh, amenințări și șantajuri, uh, și vă îndemn uh, să nu faceți acest lucru. Uh, asta nu este despre iubire iubirea nu, nu, face rău, nu provoacă durere. Peste, peste ceva timp o să realizați că a fost o prostie, cum în cazul meu, acum câteva săptămâni am fost sunată și fostul logonic și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut, pentru șantaj, pentru amenințări și mi-a spus că chiar nu-i face cinste și regretă. El s-a Sătorit, are o familie, are și un copil, eu l-am iertat și sunt, sunt fericită că el este bine, dar și eu sunt bine, pentru că prin bine redomândim tot bine. Iar la moment pot să spun un lucru, că îmi trăiesc clipa. Acum sunt într-o dezvoltare personală, fac sport mă alimentez corect, îmi educ fetițele mele în cel mai frumos și sănătos mod pe care eu îl cred. Foarte mult acum adopt cumva un, un alt stil de viață, da? țin post terapeutic, asta înseamnă doar pe apă, pentru a -mi... este un post în care eu îmi unesc sufletul, mintea și corpul și creez o armonie. Experiența aceasta m-a făcut mai puternică, m-a făcut mai atentă la oameni, m-a făcut mai, mai hotărâtă și dacă din ea voi ați învățat ceva, atunci acest monolog nu a fost în zadar. Istoria eroinei de astăzi ne dă multe lecții. În primul rând că dragostea poate fi oarbă. Sfatul meu e nici să nu vă faceți fotografii și video intime, deoarece trăim într-o lume nesigură și tehnologiile pot fi sparte, telefonul poate fi furat, iar aceste imagini ulterior pot fi folosite împotriva voastră. Este o vorbă. Paza bună trece primești de area. Așa că mai bine să nu riscăm pentru că tot ce ajunge pe internet Acolo rămâne. Ok, eu admit că multe cupluri astfel își diversifică viața intimă sau trec peste perioadele când sunt departe unul de altul. Dar în acest caz, trebuie să conștientizați că ulterior puteți fi șantajați chiar dacă la acea etapă vă pare că aveți cel mai minunat om alături. Dacă v-a plăcut acest monolog, apreciați-l și distribuiți-l pentru ca să-l vadă și alții și să nu transmită fotografii intime nimănui. Inclusiv fiți foarte atenți cu cine discută copiii voștri în mediul online, deoarece de multe ori anume ei pot deveni victime. Scrieți în comentarii cum ați fi acționat dacă ați fi fost în locul eroinei. Sunt foarte curios să citesc. Mulțumesc! Just Consult și-a deschis filiale la Cahul și Bălți. Cunosc din propria experiență cât de important este ca cineva competent să te ghideze atunci când vrei să redobândești cetățenia română sau să-ți perfectezi actele românești. Just Consult se ocupă de absolut tot, de la depunerea dosarului până la obținerea pașaportului românesc. Alături de ei, reduci la maximum deplasările în România, iar actele gata perfectate îți vor fi livrate până acasă. Accesează pagina justconsult.md pentru ca să afli mai multe detalii sau sună la numărul de telefon afișat pe ecran.